Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, suntem tot în Assassin's Creed Unity și așa cum v-am promis, o să facem și DLC-ul, pentru că cu toate că am fost noi gică contra spre final, cu toate bugurile și problemele pe care le-am avut cu jocul ăsta, am zis, bă, nu știu dacă o să facem DLC-ul și toate așa, am zis, bă, totuși nu l-am jucat, deci ar trebui neapărat să-l facem, deci... Acum uite că suntem aici, mai ales că am și citit că e un DLC destul de bun și nu e nici foarte lung, are undeva la vreo 2 ore, 3 în cel mai rău caz, deci scăpăm repede de el dacă e să fie nașpa și desigur o să trecem după aia la Assassin's Creed Syndicate. Ia uite, Ubisoft Montpellier. Oh, deci nu mai e Montreal, e altcineva aici. Assassin's Creed Unity Dead Kings. Opa. Hello? It seems like we've encountered some kind of a glitch. Unde am mai ajuns? You! Not one more drop until your bill is paid! Huh? You can. He's with me. Parcă mai bine jocul, să mi se pare mie. I thought you were guillotined. What a dreadful thing to say to your rescuer. Did you receive my message? If I do this, I want to leave France. I can procure you passage from Marseille on a ship to Egypt in 4 days. Egypt. You have a clue as to the location of the manuscript. Condorcet knew he was being hunted. He disappeared for 2 days before his arrest, and he left this behind. His manuscript must be in Louis IX's tomb. The royal crypt. Oh, I must warn you, monsieur. The ghosts of the kings wander the caverns. When they corner their hapless victim, they place upon his brow a crown. Da, chiar arată mai bine jocul, nu mai are blurul ăla nesimțit. Which leak like grapes crushed in the harvest. Still, far less frightening than being crowned the next king of France. Speaking of grapes, do your job. Yes, monsieur. Find the tomb marked with this crest and recover the lost manuscript. I'll meet you in 3 days' time. Mamă, hai că bem din chestia aia. Wow. Hai că-s foarte impresionat puțin de treaba asta. Începutul e promisător, n-am să vă mint. Unspent, unsync po- ăsta, sync points. Dai. Păi atunci stai un pic să vedem cât avem, 8 puncte de astea skill-uri. Ai ceva ce vreau neapărat de aici? Oh da, vreau HP, băgăm data viitoare. Că sigur facem rost de niște de astea. Wow! Ce-a făcut fret? Alo? Don't get into conflict. Upsi. Am vrut și eu să lutez un chest, mă. Aoleu, joc. Nu mă lași să mă distrez. E regulă, te iertăm de data asta. Doar de data asta. Mamă, 2000 de franci de ăștia, nebuni. Vezi că e o schemă. Da, parcă arată un pic mai bine. Cred că sunt eu delusional, am eu problemele mele, sunt delulu puțin. Sub basilică. Că nu știu, pare că nu mai are anumite probleme. Poate DLC-ul să fie optimizat mai diferit față de jocul de bază. Cum ar fi? Cum ar fi? Mamă, m-aș urca un pic să iau sync point-ul ăla, că prea stăm așa. Nasulică, ce asta? Basilica of Saint-Denis. Okay. O să mă sui pe aici sau îmi fac speranțe și vise și vise cu speranțe și toate alea. Dar mă întreb unde a fi intrarea asta de jos de care ne zice jocul, că nu văd exact nimica care să mă îndrepte către treaba asta. Ah, și ce nu m-am gândit, bă, eu prostare, puteam să dau înapoi să activez salvările de pe cloud, pentru că ar trebui să le reactivez, că le-am dezactivat ca să mă pot juca Syndicate de la capăt. Și să mă folosesc salvarea veche, care avea mai mulți bani și mai multe upgrade-uri. Că, na, acum practic nu suntem cei mai upgradați din parcare, cealaltă salvare avea cam totul parcă făcut din ce ține minte. Nu sunt 100% sigur, dar cred că aia avea.
Aveam aproape făcut o tonă de chestii. Dăm și punctul ăsta așa să luăm pentru trebușoarele noastre, nu de altceva. Bun. Noi acolo practic ar trebui să intrăm. Dacă ne dăm așa un pic mai... mai ușor jos, că nu vreau să mă sui... iarăși o tonă. Doamne, deci ador mecanica asta din Unity cu coborâtul ăsta așa. Ah, deci acolo ar trebui să vedem, dar unde era intrarea? Ai văzut ceva aici? Se poate intra pe acoperiș? Nu cred că putem intra pe acoperiș. Da, nu văd nicio intrare pe aici. Băi, e un chest acolo. Ia stai așa. Da, cu toate că geamurile sunt sparte, nu poți să intri pe unde te trezești tu așa. Interesant. Bun. Hai că am luat și chestul ăsta. Mai luăm niște bănuți acolo ca să facem niște upgrade-uri. Partea bună e că, da, nu, în jocul ăsta nu te mai obligă să te duci să cauți un magazin anume decât doar pentru resurse. Bun, și eu chiar n-am putut să intru sau? Deci, uite, uite, înapoi, 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 înapoi. Deci. A plecat Dumnezeu din clădire? Așa s-a întâmplat? Trebuie să mă întorc aici, că nu e bine să venim așa. Bă, ce-a rezistat? Oh, dar mi-a ceva pasivă de fac pe ăștia să atace între ei? Nu cred, nu mi-aduc aminte să fi băgat ceva. Bro, vezi că e sabia tot puternică. E sabia săbilor. Ok, hai vă las eu. Nu mai auzi, băieți. Ups. Stai că mă duceam prost. Asta e, să aștept. Aștept. Ascund. A dispărut. Mamă, stai că se bat ăștia de bine între ei. Da, mă, e probleme, fii atent că deci chiar am corupt un pic. A trebuit, da, vanish. Cumva am pierdut 2000 de... A, nu, era 12.000 de franci și 10.000 de ăștia. Dacă mai facem mulți bani, așa chiar când ne facem și upgrade-urile necesare de care vă vorbeam că le-am pe salvarea cealaltă. Oh. Nothing here. Bă, dar ce cu atâția șobo-șobo? Nothing here. Mamă, dar e plin de șobo-șobo. E de la... e ferma de Laurențiu aici, băieți. Îmi dai și mie, dragă, joc să... așa, aia zic. Mai am niște bani de luat, ce aveți aici? Nu știu, parcă se ia 25.000 pentru... O, 5.000, bă, dar e generos rău. Nothing here. It's not here. Classic. Ăsta-i. Simple as... Where is it? The temple door is nearby. Look at the map. Cine mai e și ăsta? There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. Call my honor into question. Your honor is a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. But then I'm also free. And I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want.
Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Da? Yes. Good. Then we're in agreement. Find the temple, and you just might make it back alive. Pleasure working with you. Help! Lorenzo! Nu trebuia să fie așa brutal cu el. I hear something. Tackle. Citizen. There must stay back, ghosts. Cetățene, calmează-te un pic. Bă, e un chest acolo și mă fac să-l ratez. Mamă, ce scrap capul pentru asta. Știi, când mă valorează chestul ăla? Nu știi, lasă că o să afli acum. 5.000 de puni în cap te valorează. A murit. Dacă n-ai antrenament. Și-a rupt gâtul. Requiescat in pace. Ce a zis-o ca Ezio? No difference to you, does it? You're gone. Merci, monsieur. Acum o dă pe franceză. Mă, ce cu aura aia de acolo? The map. Oh. Don Poirier's list of stolen relics in the Abbey library. The map. Oh, avem lanterna acum. Manuscript must be on it. Și ce, acum avem... ne trebuie combustibil. Și eu mă pot să ui înapoi acolo? O, la aia te mai sunt. Oh! Fine, trebuie lumina asta ca să putem face accesul pe aici. Am înțeles că toate creaturile astea din subteran te vor mânca de viu. Clasic. Clasic. A, stai că e și chestul aici. Am să o mai puțin. Și am stins-o că nu trebuie să o avem pornită permanent. Apă bune! Taaai, ce ai făcut? Opa. Se aude ca și cum e ceva de lutat aici. În afară de asta, evident. Ai de acum, a, uite mă, de fapt era pe acolo drumul. Aia nu mai contează de acum. Bă, da, sunt multe chesturi de astea roșii. Mă face chiar ca să le iau acum. Ai interact. Ce s-o atat, mă atacă șolobani acum. Mă atacă toți jucătorii de League of Legends din batch-urile astea. Mortar bomb. Încă o chestie pe care nu cred că o avem deblocată. Și 30 de... Am citit bine? 30 de mii? Băi, ești nebun câți bani îți dă, bă! Mamă, asta e nebunie curată? Pe care e direct ultima chestie de poți să iei? A, asta o am deja. Fuck, o am deja. What? Unde am mai luat-o și pe asta? Mai zic am și asta, Legendary Phantom Code. Stai, din ce set e asta? Ah, Phantom. A, nu vreau asta. Am 140.000. Hai măcar să un upgrade așa. Master. Astăzi dau numai stealth și HP, nu altceva nimica. Asta așa. Băgăm acolo. Da, ne păstrăm pe costumul ăsta un pic. Păi bine frate, dacă toți atâția bani. Bă, stai mă, nu, ceva ce trebuie neapărat să schimbăm e ăsta. Săracul. N-am mai văzut la un upgrade de secole. Uite mă așa. Săracul pistol. Păi noi eram cu pistolul vechi, mă. La sabie n-avem, oricum avem cea mai bună, cea mai bună sabie aici, Sword of Eden. Hack upgrade, a, trebuie Helix.
Mă, cât îți trebuie pentru aia, e serios? Așa, sunt mai bune? Nu cred că sunt mai bune astea. Și mai avem, cred că mai putem lua rapid niște legs. Oh, bă, dar ce legs de 2 lei aveam noi? Și o să iau acum ca și upgrade-l dau peste cap pe joc. Atât, mă. Improve breaches. Atât, mă, mai consum și din punctele alea, că avem destule. A, și mai trebuie încă una de-aia. Bun. Bă, gata, mă. Plecat upgrade-urile, suntem baștani. Păi stai că acum m-a făcut să vreau să testez, să văd ce Dumnezeu de sumă mai avea și chest-ul ăla. Nu pot să mă duc pe aici, trebuie să mă duc pe aici. A, dar nu pot să mă întorc, never mind. Nu pot să te întorci pentru că e... E peretele acolo, da. Lasă așa. A dat un chest data viitoare. Oh, deci DLC-ul ăsta e făcut să-ți dea o ton de bani. Ah, a hidden entrance. Hidden entrance. Hai să aprindem lanterna. Interacționez. Și ne mâncau șolobanii? Altfel nu cred. Nu cred că m-am mâncat nimica. Oh, peștera lui Batman. Am înțeles acum, da, ăștia s-ar putea să fie o problemă. Deci dacă nu vreau să am probleme, trebuie să ne ocupăm de asta așa. Ah, păi și cum mă duc acolo, bă, stai așa. Da, pe aici. Zic că nu o să am cum să intru la asta așa mai simplu. Urât mai fac. Gata. Gata, scurs și la obiect. Cât de mai dă și ăsta? Mortar. 10.000. Asta a fost așa mai de săraci. Aia de-a dat 20.000, a rămas prost, adică 30.000 de fapt, sau ceva gen. Păi și ne ducem către... Păi, fără fund, nu, că e apă acolo. A zis că e cea mai viabil, dar nu e doar apă. Păi și de aici? Ah, uite aici, sus. Ce de multă confuzie pe capul meu. Basilica? Păi n-am rezolvat nimic, închidem asta că nu ne mai trebuie. Deci mecanică nouă. Și până dăm de aici, ne ducem doar așa simplu, scurci la obiect? Așa se pare. Ah, și avem aia pe spate, am crezut că dacă trebuie să mai adăugăm noi ceva upgrade mai târziu, dar nu e, dacă îți pui armă de aia two-handed, mă gândesc. Bă, dar mulți bărbați de ăștia cu roșu pe aici, cam foarte, foarte mulți. Ce săriți, bă, așa la mine, nu v-am zis eu nimica. Doamne, uite-te la ei mei. Uite-te la ei mei, bă, ce s-a activat. Ce-s galben? A, cred că e costum aici. Dar sunt urâte rău costumele alea, nu-mi plac. O, bani. Arrested. The new raiders led by the commandant. What the hell's going on? They're searching for something. Shit. I don't know what they're pushing these days. Anything but fight. So a monk, this Dom Poirier, kept records of everything taken from the crypts. He watched the looters at work and traced them all. The man is so good, he's employed by the National Monument Commission. I don't care who he works for. I want those records. Nu știi că suntem aici. Cine, eu? Nah. Mă, dar ăștia lucrează, ăștia albaștri și cu ăștia roșii lucrează împreună pe aici?
Asta să fie un pic cam așa. Ăla e... Ăla e NPC-ul, NPC-ul. Bă, nimic aici. Aici în dreapta sunt mulți. What happened to the monk's treasure? Commandeered by the state, of course. So, we have it? Not only that, but it's still in our camp. You did not hear that from me, obviously. Asta sta repede. Did you just fly off, my friend? Your time is up. Start praying. Mă, ce? Like a bloody... Am zis că poate fac mai stealth, dar nu mi-a ieșit. Lasă-te, mă, jos. Zice al meu să facă animații speciale. Oh, cred că am tras cu ce nu trebuie. Yes, s'il vous plaît, monsieur. Să rănesc copiii, bă. Oare poți să intri pe aici? Oh, trebuie să găsim undeva pe aici. Bă, dar unde e, mă, intrarea asta specială? Aici. Am crezut că e ceva mai nebunesc de atât. Gata. Vezi că e fake. Sau așa. Don Poirier's list. It reads Condorcet manuscript. Located in the old red house, and then a name, Leon. Ah, e tot manuscriptul din Assassin's Creed Rogue, dude. Wow. 100% cred că ăla e. Bă, dar bine că mă dai în fața leilor. Escape the Abbey. Avem pe aici vreo de asta? Nu, că putem ieși normal pe aici. Putem ieși ca băieții pe aici. Dar nu pe sus. Sau pe sus? Pe aici, dar mai nu pe sus. O să iei pe clădire de aici, a? Siguranță ar fi un plan. Hai, mă, sari. Sa, nu vrea să sară. Bro, acolo se termină harta. Incredibil. Deci, practic, nu pot să evadez pe unde vreau eu acum. Trebuie să găsesc pe unde se poate evada. Și decât încolo, cred că. Nu, e perete invizibil aici. E perete indivizibil aici. Partea altă, clar, nu se poate merge decât tot încolo. Sau tot e ușor să evadezi pe aici. Simplu, scurt și la obiect, așa cum îmi place mie să fac treaba. Așa cum trebuie. Opa, nu pe aici, de aici. Aici e și drumul unde poți să și ieși. Și de aici nu mai e decât un simplu pas.
cover kills alea e. Și mission complete. Nice. Nu știu ce am deblocat, că nu-mi scria exact. Cred că lanterna a fost itemul de la am deblocat. O salut, băieți. Vă urez o zi frumoasă în continuare. Hai, dă viața ta. Auziți, domnilor polițiști, luați-mi și pe ăștia din spate. Ai, ce m-a rupt. Ce m-a rupt, mă. Ăștia ai mei. Mă, dar aia nu se iau la bătaie acolo în spate? Refuz să cred. Chiar refuz să cred. Dar oricum, am scăpat. Nu mai contează asta. Mai bun, noi suntem prima aici cu acest prim video din DLC-ul de la Assassin's Creed Unity. Pot să spun că e început destul de promițător. Sunt foarte curios să văd care-i treaba. Sunt curios dacă chiar e manuscriptul de era în Assassin's Creed Rogue, deși mă îndoiesc o fi neapărat acela, deși e posibil să fie ăla. Așa că dacă v-a plăcut și foarte bine, ce o să pun, uitați să like, subscribe și comentarii. Ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!